Ai, mă, mizerie, mă. Te pot să duc cu ceva? Lasă-mă, dreacu, că nu vreau nimic, nu-mi trebuie. Bine. Să rămână. Bine, să fac și eu asta. Păi vezi, doamnă, cum 300, că e aur alb, trebuie să coste mai mult, totuși. Mă, cum e foarte speriată și aici nu e ajutor social. Doamna, fără nu te-n pula mea. Unde ai fost până la ora asta? Ce mă bucur să te văd? Iar ai fost la aparat. Tu știi ce a mâncat Ștefania e? Nu, nu știi, pentru că nu te interesează animalele. Nu vezi că ne distrugi? Câți bani ți-au mai rămas? O să rezolv. M-am săturat de tine și de viciile tale. Tu nu vezi că ne distrugi? Nu pot să observ lucrul ăsta, m-am întâlnit cu administratorul. Vrea să plătim restanțele. I-am zis că le plătim mâine. Ștefania are nevoie de haine noi. Au fost la școală. Au început să râdă copiii de ea. Pentru că vine cu Adidas și rupți. Dacă nu te gândești la mine, măcar gândește-te la ea. E copilul tău. O să rezolv. Dacă am zis că rezolv, rezolv, liniștește-te. Cum? Cum o să rezolvi? Cum ai rezolvat și data trecută? Când mi-am băgat lanțul și inelul la amanet? Tot așa o să o rezolvăm. Uiți când te-ai împrumutat de la nașul? Și ce am rezolvat? Am vândut mașina ca să putem să-i plătim datoria înapoi. Eu sunt femeie. Am nevoie să fiu protejată, am nevoie de iubire, am nevoie de atenție. Ce pot să capăt eu de la tine? Copilul ăsta are nevoie de un tată, un exemplu, un model în viață. Ce vede la tine? Un dezastru. Iartă-mă, știu, am o problemă. Promit că o să se rezolve și nu mai joc. E ultima dată. Nu mai cred nimic. Nu mai am răbdare. Nu. N-ai cum să-mi ceri asta. Dacă până mâine nu vii cu banii de întreținere, poți să pleci din casa asta, da? Ce v-a dat? Bine. Ce, ești părată? Nu. Cum, că m-a mai zis altceva? Are și mine copiii la școală. Păi de ce nu te atingi? Avem Adidas rup și el nu ți-a observat. Le-a spus și celorlalți copii. Și au început să râdă de mine. Nu mai vreau să merg la școală. Oh. Trebuie să înțelegi că trebuie printr-o perioadă mai grea acum și am avut niște probleme cu băruții. Viața așa e. Nu ți-e să întotdeauna cum vrei și mai sunt și pe de asta.
Da, uite, îți promite tati. Până dimineața. Mergem la magazin și luăm cele mai frumoase hrănuțe. Cele mai frumoase hrănuțe ți le-am dat. Da? Hai, mai ești supărată. Da? Nu ești supărată? Nu. Fii atent. Ștefania doarme. A spus că mâine nu se duce la școală, că i-ai promis tu că te duci să iei haine, da? Sper doar că o să te duci să iei. Pune-ne, dar mai ai de gând să te oprești? Să mă opresc din ce? Din faptul că... Ce bani mai ai tu acum în buzunar? Nu mai ai un ban în buzunar. Tu-i promis că te duci să iei haine. Acum trebuie să o sun din nou pe mama, să-i cer bani, ca să putem să-i luăm fetii, să te ții de promisiune. Nu vezi că n-ai fost în stare de nimic toată viața ta și te întreb de ce nu te mai suportă femeia asta? Dacă am zis că o rezolv, o rezolv. Da, dacă am spus că iau haine, îi iau. Să rămână. V-ați răspândit? Hai, doamnă, că nu, doamnă. Acceptați așa, 300, e ok? Da. Uitați. Când îi aparate ai bani și cazinoul. Boss așteaptă azi bani. Azi! Maria, vino puțin până la bucătărie, te rog. Cum ai chemat? Să-mi arăți ce haine arăt pentru ștefanie. Maria, ascultă-mă. Nu mai ascult nimic. Copilul ăsta te-a așteptat toată ziua. M-a tot întrebat, ce face tati? Unde-i tati? Când vine tati? Maria, și tu ce ai făcut? Am făcut rost de bani, am avut banii, dar știam ce datorii avem, știam că trebuie să iau... Dacă tu nu rezolvi, eu iau fata și plecăm. E ultima dată. Îți promit. A fost ultima dată. Mai mult stai.
auzi de numărul tău. Vezi că te găsești în gaură de șarpe, bă. Fii atent. Ceea ce ai pățit a fost doar un avertisment. Banii dacă nu-i pui jos, te ia mama dracului, auzi? Carule, mai lasă-mă o săptămână, frate. Nu mai merge așa. Andrei, m-am săturat de problemele prin care ne târăști mereu după tine. Acest copil are nevoie de un suport în viață. Iar eu am nevoie de un bărbat căruia să-i pese de noi. Aparent, nu ai fost capabil să te schimbi. Nici măcar pentru propriul tău copil. Mi-a ajuns să aud mereu că e ultima dată. Am tot încercat. Am înghițit minciuni după minciuni. Însă nu mai vreau să fiu mereu nefericită. Iar Ștefania nu are de ce să crească în țipete și în tensiune. Adică.